Elevii claselor a treia de la școala numărul 8 Academician Marin Voiculescu și-au testat astăzi memoria în cadrul unui concurs de poezii. Copiii s-au constituit în echipaje formate din câte 5 membri și au trebuit să recunoască autorii versurilor primite din partea juriului. Pentru cel ce ne iubește, tot ce avem noi dăm cu drag, dar când neamul ni-l culește și vrăjmaș ne vine în prag, mii de oști cu să aducă, noi suntem români destui, când de piept cu noi s-apucă, abia lui cerul cu mila lui. Și-a venit un negustor, plin de bani, cu vârvă mare, cumpără copii pe care nu iubește mama lor. Și-a venit la noi la poartă și-am ieșit și l-a încercat. N-ai nici tu, nici împăratul, bani să-mi cumpere băiatul. Pleacă în sat, că satul-i mare. Pleacă, pleacă! Și-a plecat. Poezia face parte fragmentul face parte din poezia cântec de George Coșbuc. Bravo, răspunsul este corect. Activitatea de astăzi, intitulată Poezia un tărâm uitat, face parte din proiectul educațional File din literatura română. Activitatea pe care am desfășurat-o astăzi face parte din proiectul județean File din literatura română, inițiat de Casa Corpului Didactic, organizat împreună cu Inspectoratul Școlar, iar ca parteneri sunt școlile gimnaziale și liceele din județul Giurgiu. Deci aceste activități se desfășoară în toate școlile din județ. Fiecare bibliotecar este coordonator la nivelul școlii și organizează activitățile. Și pentru că toate echipajele au avut răspunsuri corecte, s-a ajuns în situația de egalitate, iar câștigătorii au fost desemnați în urma unei probe suplimentare, în care elevii au avut de recitat, fără nicio greșeală, o poezie. Următoarea activitate din cadrul proiectului constă într-un campionat de memorat, la care vor participa elevi de la clasele a 5-a, a 6-a și a 7-a.